Gata, dragi prieteni, asta a fost de o zi cu dinaintea goală. Sunt și zile de genul ăsta pe care trebuie să le suportăm, n-avem încotro. Este ziua Partidului Social Democrat și, în practic, atât. Această zi, sigur, care până la urmă ne va cuprinde pe toți, dar ăștia sunt cei care vor avea destinul nostru în propriile mâini, trebuie să ne adaptăm. Există întotdeauna și reversul medaliei. Sigur că au fost și momente mai bune, sigur că vor veni și momente mai rele decât ăsta. Tocmai aici e cheia, dar astăzi trebuie să ne concentrăm asupra evenimentelor zilei și să vedem exact ce putem extrage din ele. Un congres, până la urmă, al Partidului Social Democrat, evident previzibil, dar care totuși ia niște decizii. O să vedeți cu unele mai bune, altele mai puțin bune, unele pur și simplu comice, altele umplute de ridicolul tradiției acestui partid. Cred că avem pentru fiecare câte puțin în aceste declarații pe care o să insistăm astăzi, pentru că este marele subiect al zilei. Așa s-a nimerit PSD-ul să aibă duminica lui. Au mai avut ei și alte duminici de-a lungul timpului în istorie. Mai întâi de notat că Liviu Dragnea l-a pus totuși într-o situație delicată pe Ion Iliescu, cu bună știință și cu puțină ironie. Fost un nomenclaturist din Partidul Comunist Român, a fost nevoit să țină un moment de reculegere în memoria victimelor comunismului, fără să știe exact pentru ce. Asta pentru că Liviu Dragnea i-a pus pe participanții la congres să se ridice în picioare și abia apoi le-a comunicat și motivul. Vreau să le mulțumesc celor care m-au votat în funcția de președinte interimar. A fost o decizie extrem de importantă. Cu toții am simțit că partidul ajunsese într-un impas, a spus Dragnea. Oamenii începuseră să-și piardă încrederea în partid și în noi. Oamenii din PSD s-au săturat să li se spună baroni, corupți, comuniști. Votul de duminică este un moment zero, la care începem un drum nou în PSD. Vocația noastră de partid de stânga este să facem politică pentru oameni. Vom face politica celor mulți, a celor care lucrează în supermarketuri. E adevărat că ăștia sunt destul de mulți. Dacă i-am mai adăugat și pe cei care vin să cumpere în supermarketuri, cred că ar fi suficient. Politica celor mulți este asta. A celor care vând și celor care cumpără în supermarketuri, dar Liviu Dragnea a mai adăugat niște categorii. Categoria celor care stau peste program, a medicilor și a asistentelor, a profesorilor, mă rog, asta sună ca dracu, politica celor care au plecat să muncească în străinătate, nici asta nu e ok, la supermarketuri, dacă se limita, era genial. Avem o datorie față de ei. În foarte scurt timp, PSD va trece prin Parlament votul prin corespondență, se pare chiar începând de mâine, cu sau fără sprijinul opoziției. Este o promisiune pe care o fac. Nu putem câștiga încrederea oamenilor dacă nu înlăturăm eticheta corupției. PSD trebuie să refacă relația cu universitarii și cu lumea culturală, așa cum o să vedeți, are și Ion Iliescu un ghimpe împotriva acestei situații. Sper să înțelegem că managementul cultural nu are legătură cu lupta politică. Vă rog să vă ridicați în picioare. Să păstrăm un moment de reculegere pentru victimele dictaturii comuniste și să cerem iertare românilor pentru că nu am făcut acest gest până acum. Aici ai un pic de ambiguitate, deoarece cred că Liviu Dragnea merge un pic prea departe totuși cu această, hai să spunem, atât de evidentă ieșire la rampă împotriva unor acuzații neoficiale care au fost aduse partidului de-a lungul timpului. Pentru că nicăieri nu scrie negru pe alb că PSD-ul a fost un partid comunist. Dimpotrivă, noi ceea ce știm cu siguranță este că Iliescu l-a omorât pe Ceaușescu sau din ordinul lui Neanicu a fost împușcat chiar în ziua de Crăciun. Nicăieri nu scrie totuși că Partidul Social Democrat ar fi fost un partid comunist. Cred că aici merge un pic prea departe. Prin această recunoaștere de zici că e un genocid ceea ce face PSD-ul. Neoficial, sigur, toată lumea care ura PSD-ul și îl va urâ în continuare, susține acest lucru. Dar să vii și să spui lucrurilor atât de clar pe nume, înseamnă că până acum totul a fost o minciună. Și că noi am fost conduși 25 de ani de unii care n-aveau ce să caute la putere. Că ei au condus România. Restul aproape că sunt cantități neglijabile. Mi se pare totuși că merge un pic prea departe cu... Nici atâta adevăr nu
poți să dai dintr-o dată. Ai în timp, așa, sigur, dacă mai și făceai ceva între timp, să vii și să mai spui din când în când câte una alta, poate că era mai corect. Să vedem. Congresul PSD a marcat și primul atac împotriva lui Liviu Dragnea. Mihai Sturzu, cel care aspiră la funcția de vicepreședinte, se pare că n-a fost ales până la urmă, tocmai pentru că a și făcut niște declarații și ăsta destul de ciudate, într-un moment nepotrivit. El a cerut ca scrutinul de săptămâna trecută prin care Dragnea a fost ales președinte al partidului să nu fie validat de Congres, întrucât, zice Sturzu, destul de confuz așa în explicație, așa cum e și numele, el susține că asta emană tot din vechiul Partid Comunist și că Iliescu a avut dreptate când a asociat alegerile din PSD cu cele de pe vremea lui Ceaușescu. Și că o singură candidatură la 500.000 de membri este prea puțin și până la urmă nu poate fi validată în condițiile în care nu iese la suprafață democrația din PSD. A susținut Sturzu, după care poate că i-a părut un pic rău și a zis că să vedem câte șanse mai am după atâta curaj. Dumnezeu știe. N-a fost curajos, a fost mai degrabă prost inspirat. După părerea mea, nu e vorba de niciun curaj aici, pentru că și asta este o chestiune pe care trebuiau să o rezolvă ei, nu noi. Noi doar am râs așa, galben, văzându-i într-adevăr într-o situație comică, într-o situație ridicolă, evident, dar nu într-o situație ilegală. Pentru că, în teorie, încă o dată spun, Liviu Dragnea chiar i-a invitat pe cei care aspirau la funcții în PSD să candideze împotriva lui. Că după aia ei n-au putut, s-au încurcat între ei, s-au bâlbuit acolo, filialele respective n-au vrut sau n-au putut să acorde votul sau legitimitatea unui alt candidat decât Liviu Dragnea, iar și o problemă de interna a lor, nu a noastră. Deci ridicol este Sturzu, nu noi. Sau Liviu Dragnea sau cei care au votat. Întrucât atât a putut PSD-ul. De la PSD, acum să fim serioși, nimeni nu cerea o competiție deschisă cu 10 candidați, cu șanse egale, cu răsturnări de situație. Nu cerea nimeni. Faptul că ei au încercat să evite o mascaradă propunând alegeri cât de cât civilizate, să nu le spunem clișeistic europene, că e gol de sens acest termen, dar niște alegeri normale, firești, și că nu le-a ieșit, asta nu trebuia să spună Sturzu în ziua în care el candida pentru o funcție în PSD. Și până la urmă, iată, nici nu s-a ales. Congresul extraordinar al PSD a fost presărat și cu un schimb de replici între Ponta și Dragnea, dar mai ales cu decizia noului președinte al PSD, spuneam, de a condamna comunismul de față cu Ion Iliescu. Asta, într-adevăr, e o decizie la care nu ne așteptam, spuneam, prea curajoasă pentru un astfel de moment. Sigur că Dragnea față de Iliescu nu mai are nimic de pierdut. Da, o să-i arate gradele astea și dacă îl enervează Iliescu, îi dă și două palme. Pentru că, într-adevăr, nu mai are bunicuța niciun drept în PSD, doar dreptul de a asista, doar dreptul de a conduce până la poartă pe cineva. Vreau să-i mulțumesc lui Victor Ponta, au fost și mulțumiri, bineînțeles. Într-adevăr, Victor, aproape toate deciziile le-am luat împreună, și cele bune și cele rele, a spus Dragnea. N-am cum să uit o seară de februarie 2010, în care împreună ne-am asumat anumite obiective. O mare parte dintre ele au fost realizate, am dus PSD la guvernare. Noi știm să depunem o moțiune de cenzură care să treacă, dar știi bine că sunt anumite dorințe pe care nu le-am dus la capăt. Eu vreau să merg mai departe, să le duc la capăt, așa cum am vorbit atunci. Pentru noi, sigur, nu sunt mai multe amănunte. Vreau să fii lângă mine, i-a spus Dragnea lui Victor Ponta. Noua conducere a PSD va sprijini rămânerea la guvernare cu Victor Ponta, dar să vrea să rămână. Dacă nu vrea să rămână, atunci o să-l tăiem de pe Facebook, i-a transmis Dragnea, dar trebuie să privim și dincolo de acest guvern. Azi vom vota o nouă conducere și nu vreau să vă uitați pe bilețele. Datoria noastră este una singură, victorie în 2016. E adevărat, nu se spune ce făceau liberalii în acest timp, dar n-a fost ziua lor și de asta îi băgăm un pic mai puțin în seamă. Aceste mulțumiri, sigur că ascund în spatele lor tot felul de nerealizări, în primul rând nerealizări. Realizările au fost altele, mai degrabă de restaurant, să nu le spunem chiar de cârciumă. Nerealizările însă sunt multe, sunt usturătoare și este ceva de Antena 3. Adică de pierzător pe linie aici în aceste declarații
frățești mutuale între Dragnea și Ponta apropo de realizări. Ei n-au realizat finalmente aproape nimic, pentru că USL-ul ăla s-a destrămat, accesul la guvernare n-a fost nicio problemă pentru PSD niciodată. Adică toți napanii care au condus acest partid în ultimii 25 de ani au accesat până la urmă fondurile guvernării, să zicem așa, bucuriile guvernării. Pentru PSD n-a fost niciodată o problemă chestiunea asta. Însă el a continuat, o să vedem imediat și din discursul la fel de surprinzător al lui Ion Iliescu pe alocuri, a continuat să se îndepărteze de oamenii activi și să mizeze numai pe oameni prost informați, pe oameni manipulabili și pe oameni care nu reprezintă forța activă în România. Deci, ducându-se în sensul ăsta, este până la urmă o victorie la Pirus, așa, a Partidului Social Democrat. Plus că el n-a reușit să-l răpună pe Traian Băsescu niciodată. Deși ei pretind că l-ar fi bătut, de i-ar fi mers fulgii acestuia din 2012 încoace, e fals, pentru că Băsescu și-a dus la capăt mandatul. Iar în momentul de față, că se implică sau nu în politică, e doar așa, ca să nu stea acasă, să se plictisească. Evident că nu mai are niciun sens. Nu l-au îndepărtat, deși au folosit toate mijloacele și au refuzat sau au renunțat la toate scrupulele posibile, numai ca să își atingă scopul. Deci au călcat în picioare absolut tot. Noi nu putem să uităm, domnule Dragnea, absolut mârșava campanie electorală pe care PSD-ul a dus-o, că aici nu e vorba numai de Victor Ponta, e vorba de întreg Partidul Social Democrat. De asta a fost în stare PSD-ul ăsta, să spunem, de aripă nouă. Adică post Iliescu și Năstase. Chiar post Mircea Joană. Hai că cu aia 13 s-a încheiat o epocă. Epoca Ponta, Dragnea, Ghiță și acum în curând Zgonea PSD-ului, da, care a succedat cumva primei părți, primului mare capitol Iliescu, Năstase, Joană, a dat niște rateuri absolut înspăimântătoare, vorba de referendum, pe care l-am câștigat noi, cetățenii, de-aia arăt și spre mine, pentru că și eu am fost învingător atunci, oamenii cinstiți și corecți în această țară, erau învins atunci mitocănia, lașitatea, prostia și așa mai departe, prostul gust și tot ce vreți, și eșuând lamentabil la alegerile prezidențiale, pe care le-au condus în cel mai lamentabil mod cu putință, împotriva firii, împotriva intelectualilor, împotriva oamenilor corecți, împotriva legii și așa mai departe. Și asta noi nu putem să uităm. Că acum suntem la un punct zero, categoric. Deocamdată încoată spun, Liviu Dragnea debutează cu dreptul la Partidul Social Democrat. Că l-a ținut în picioare pe Ion Iliescu și a bătut joc de el cu comunismul, că mâine trece prin, să duce în Parlament, chestiunea cu votul prin corespondență. Astea sunt lucruri bune, dar nici nu putem să uităm dintr-o dată toată mizeria asta pe care încearcă acum să o ascundă unii sub preș. De asta ar trebui să vă fie rușine și în mormânt. Da? Pentru ce ați făcut în ultimii ani. Bun. Să revenim un pic. Apropo de proiectul de lege privind votul prin corespondență pe care îl aminteam, el va intra mâine, atenție, pe ordinea de zi a Senatului. Asta declară chiar doamna Gorghiu. Nu chiar atât de mulțumită pe cât ar fi trebuit. De asemenea, ea punctează faptul că proiectul autorității electorale permanente este identic cu varianta liberalilor în proporție de 90 și ceva la sută. Hai spunem 92-93, e bine, doamna Gorghiu. Așa cum am spus-o nu odată, nu este important dacă pe lege scrie PNL, PSD sau orice alt partid politic din România. Important este să reușim să reconsiderăm abordarea partidelor politice atunci când vorbim de drepturi și libertăți fundamentale. E numai faptul că le reamintiți denotă faptul că nici dumneavoastră nu faceți parte, oricât de greu v-ar cădea. Știu că vă cade greu. Sunteți o cucoană care vorbiți foarte bine. Aveți un limbaj de ăsta politic excepțional. Din păcate, se vede prin toate declarațiile pe care le faceți că veniți din această clasă politică. Adică dumneavoastră nu aveți nimic nou, nimic de om curățat. Curățat în sensul că s-a lepădat de erorile politice ale timpului său, da? N-aveți absolut nimic dintr-un ghid de ăsta care să ne ducă într-o altă lume. Aveți aceeași înverșunare, același spirit de revanșă, aceleași micisme mizerabile. Sunt, țineți în spate numai și numai călăi, da? Numai oameni de nimic. E plin Partidul Național Liberal de penali și de viitor penal, de care nu v-ați debarasat, da? Spuneți cu logoreia asta, într-adevăr, uneori fascinantă. Nu pentru mine, că eu vorbesc mai bine decât dumneavoastră, decât alți politicieni. Dar poate pentru prostime vorbiți bine. Da?
nu aveți un discurs, încă o dată spun, plat. Aveți un discurs uneori chiar spumos, spectaculos, așa, degeaba. Se simte în tonalitate, prin ideile pe care le vehiculați, prin prostiile pe care le spuneți adesea, că faceți parte exact din clasa asta politică, același Băsescu, același Ponta, același PSD. Da? Nu asta așteaptă încă o dată cetățeanul de la dumneavoastră și cu atât mai puțin cetățeanul corect, cetățeanul onest, ăla pe care încă nu l-a cucerit nimeni în politică. Bineînțeles că dă de pământ și cu Liviu Dragnea, dă de pământ și cu Victor Ponta, categoric. Dar bă, când spui Partidul Național Liberal, sigur că te aștepți poate pe undeva în calitate de om serios încă o dată. Spun că ăștia sunt de cucerit. Amărâții sigur au fost duși cu preșul în România, n-au fost cuceriți. Sunt manipulați în continuare. Ei n-au cum să se apere. Societatea nu le permite, nu le dă acest drept. Sunt prost plătiți, n-au viitor, n-au ce mânca, n-au cu ce să îmbrăca, n-au după ce să bea apă. Instituțional sunt zero, nu sunt apărați de nimic, odată ce au ajuns la pensie mor de foame, n-au unde să fie îngropați, n-au locuri de veci, n-au cimitire, n-au nimic. Deci populația asta este ținută în mâini, așa și în frâu, de clasa politică. Oamenii necuceriți sunt imbatabili. Ăștia vă taxează în fiecare zi, pentru ăștia sunteți neconvingători. Asta spun, degeaba vii cu discursul ăsta frumușel, așa pe suprafață, că e pentru cretini. Încă o dată spun, sunt discursuri pentru cretini. Societatea rămâne în urmă în fiecare zi. Noi nu avansăm cu absolut nimic. Este ridicol să vorbim de porcării de genul ăsta. Și ok, va fi într-un sfârșit, vă acord asta, o să ne punem și cenușă în cap dacă e cazul, votul prin corespondență. Ei, și vă amintesc că a trecut un an deja de la alegerile prezidențiale. N-ați reușit, va mai dura câteva luni, da? N-ați putut, dita mai clasa asta politică, da, care se pretinde nouă și de nouă generație și de perspectivă și de noua evoluție, n-a fost în stare într-un an să se pună de acord. Deci pe mine asta mă interesează. E clar că sunt numai jocuri politice. Dacă aveați atâta grijă a oamenilor, cum o spuneți, făceați imediat. Chiar că nu contează că scrie PSD sau PNL, trebuia făcut a doua zi. Tocmai din motivul ăsta. Nu să dureze un an și jumătate. Sau un an și trei luni cât va dura. Deci ăsta este încă un eșec. Așa cum au fost atâtea în această perioadă. Bun, haideți că ajungem la discursul lui Ion Iliescu. Încă o dată spun surprinzător pe undeva că nu ne așteptam la Ion Iliescu să aibă asemenea reacție. El consideră că partidul a făcut un exercițiu de democrație directă prin alegerea liderului de către toți membrii. Dar în opinia sa era mai bine dacă exista o competiție reală și se confruntau mai multe proiecte și programe. Sigur, era mai bine pentru formă, zicem noi. Fondul era același, câștiga oricum Liviu Dragnea. Da? Liviu Dragnea era sortit să fie șeful Partidului Social Democrat. Dar, într-adevăr, pentru exterior, dacă ar fi înșelat pe cineva chestia asta, cu siguranță nu în România și nu pe adversarii PSD-ului, ăștia oricum n-ar fi fost păcăliți de o așa zisă campanie corectă și democratică în PSD. Poate, cine știe, prin străinătate ar fi fost o doză dintre asta de fantă, de lumină și ar fi spus, uite bă, și în PSD parcă un pic lucrurile se mai schimbă și poate pentru amărâții ăștia care profitau de orice ocazie să spună că PSD-ul se transformă. Dar ăștia oricum erau PSD-iști. Iliescu le-a făcut un reproș liderilor social-democrați și asta ne interesează pentru că este o frază, după părerea mea, interesantă, poate chiar ușor memorabilă. Este o critică directă la adresa liderilor partidului nostru, care au o slabă legătură cu intelectualii țării, zice Iliescu. Nu sunt prezenți în mijlocul lor, în acțiuni specifice. Adică vrea să spună, politicienii din PSD nu se duc înaintea intelectualilor în nicio situație. Aș vrea să amintesc doar un eveniment recent, festivalul Enescu. Bun, asta din câte știu eu, n-aș vrea să par mai cool decât Ion Iliescu, din câte știu eu încă o dată, George Enescu e vorba de muzică clasică. Adică nu e Sofia Vicoveanca. Și cu atât mai puțin nu e Sfânta Parascheva. Bă, în condițiile astea îți merte, dar nici în PSD nu sunt niște somități. Păi, dacă îi întreb dincolo de George Enescu ce a fost și cu ce s-a ocupat, că probabil știu și ei că n-a fost bucătar, deci la a treia chestiune nu știe nimeni din PSD ce a făcut Enescu. Da? Deci la a treia chestiune, rândul 2, știe nimeni din PSD care a fost viața lui Enescu,
dar cum a trăit Enescu, ce a făcut el, exact care e opera lui Enescu. Astea sunt vorbe ca despre Mihai Eminescu, da? Bun, știm și aia că a fost poet, că în fine, că era geniu, că lucea povești, dar atât. În rest, nu se știe nimic despre ei. Hai să nu mergem chiar atât de departe. Ei au tratat festivalul George Enescu firesc. Nu sunt melomani PSD-iștii, pentru că dacă ar fi fost oameni de nivelul ăsta, conduceau și țara un pic altfel, sau se retrăgeau, sau nu făceau politică. Evident, ca să facem o comparație plastică, dar după părerea corectă, Partidul Social Democrat este un partid de muncitori care lucrează la menghină, mă. Ei se adresează exact acestui tip de public. Este limpede. Au fost puține excepții în Partidul Social Democrat când oamenii n-aveau acest intelect. Să ne ierte Adrian Năstase, să ne ierte Mircea Joană, dar cam atât. Restul este un partid cu metrie, cum zice și Iliescu, să băgau numai pe relații, da? Și de o capacitate intelectuală mult sub medie. Mult sub medie. Ce festivalul Enescu? Era ne la locul lui, adică era o fățărnicie uluitoare să te duci, să te dai marele enescian al țării. Cine? Tu care vin salopetă la muncă, vii direct de la șaibă în PSD. Nu e normal. Bun, deci a fost o mare manifestare a culturii românești, zice Ion Iliescu, dar nu că ar fi venerat-o și el. A vremea lui era la fel. Liderii PSD n-au fost prezenți. O singură dată a apărut Ponta pentru câteva minute dintr-un concert. Este un semnal că nu prea sunt deschiși liderii partidului nostru la viața intelectuală, la viața culturală. Și ăsta este un semnal prost, zice Iliescu. Nu poate un partid să aibă forță dacă n-are alături de el intelectualitatea țării. Perfect corect, dar până acum de ce nu s-a făcut chestia asta? Sub Ion Iliescu, sub Adrian Năstase, sub Mircea Joană. De ce nu s-a făcut niciodată pasul ăsta către... Că într-adevăr, intelectualii țării, de asta și spuneam de atâtea ori în discursul nostru, bă, eu nu cunosc. Eu în general n-am prietenie, pițipoance și papagali. Bă, eu nu cunosc între prietenii mei, între oameni, într-adevăr, de o anumită cultură, de un anumit nivel în societate, eu nu cunosc PSD-iști. Eu n-am văzut un om serios în România, un om, într-adevăr, cu minte, un om cu idei, un om creativ, dar un geniu. Eu n-am văzut nimeni în România să spună că el e PSD-ist. Deci, într-adevăr, genul ăsta de om niciodată nu va trage nici către stânga, dar e valabil și în alte țări ale lumii, logic, va trage nici către stânga ca idee, pentru că, în general, asta se duce către oamenii prost mobilați la creier și cu atât mai puțin către această stângă de nivel socialist-comunist cum am avut noi. Că aici, când spun socialist-comunist, sigur, sunt termeni generali, adică corupție, da, șpagă, nomenclatură, securitate, la asta mă refer. Oameni, în general, de proastă condiție. Nu mergem la comunismul ăla imaginat de nu știu cine. Nu, vorbim de cum percepem noi termenii ăștia. Toată lumea cu un grad cu un nivel intelectual peste medie din România în ultimii 25 de ani, a înțeles problema așa, în proporție, să zicem, 90%. Intelectualii au văzut în acest PSD, sau cum s-a numit de-a lungul timpului, exact partidul oamenilor de nimic. Sigur că nu s-a făcut niciun pas în sensul ăsta și intelectualii repede au respins asta, văzându-l pe Ion Iliescu că se instalează pe Jilț în 1990. Asupra acestei chestiuni, zice Ion Iliescu, eu aș dori o reflexie mai profundă din partea conducerii noastre de partid, care va fi aleasă și să marcheze acest congres o cotitură. Aici, dacă mi-ar permite Ion Iliescu, i-aș spune așa. Sunt absolut de acord cu ce spuneți, domnul Iliescu. Nici nu vă mai fac tovarăș în momentul ăsta pentru această frază, pentru că, încă o dată spun, o apreciem. Să știți că, dumneavoastră cunoașteți istoria, sunteți un om citit, să știți că și Nicolae Ceaușescu, deși avea vocație de cizmar maximum sau de strungar, a avut o apropiere spre cultură și spre intelectualitate în primii ani după venirea sa la putere. Da? Chiar intelectualii erau foarte mândri atunci și se tipăreau toate cărțile. Ceaușescu era foarte deschis, chiar dacă a făcut-o a contrăcœur. Adică el nu citea în timpul lui liber, da? Pentru el asta nu era o pasiune, cultura. Dar n-a neglijat-o în primii ani, pentru cine își mai amintește. România era net superioară țărilor din această regiune, lucru care a fost salutat, de altfel, în Occident. Bă, ce deschidere au ea! Ceaușescu părea să încurajeze aceste lucruri.
După care, sigur, nefăcându-le dintr-o vocație, nefăcându-le pentru că așa simțea imbecilul, s-a îndepărtat de lucrurile astea. Iar lingăii de lângă el, care nu puteau să fie decât niște jeguri umane, evident, și cu un intelect net sub medie, sigur că nu l-au încurajat pe Ceaușescu în acest domeniu. Deci, ce vreau să spun? E posibil ca și Liviu Dragnea. Aia nu este un citit, nu este un individ avid de cultură și de idei. El nu citește premiile Nobel. El preferă o bârfă la un restaurant, de exemplu. Sau să vorbească cu indivizi de nivelul lui Ponta sau Zgonea. Dar deci ăsta este mediul lui. Este posibil ca Liviu Dragnea să joace și el în contra curentului acum o perioadă. Că deja primele lui reacții nu sunt de PSD. De asta spun. Noi care suntem oameni lucizi și nu detestăm așa la greu, bă, fă-l muci pe ăla. Nu există la noi așa ceva. Deci ne ridicăm și spunem, bă, foarte bine a făcut. Și Liviu Dragnea este de apreciat deocamdată. Da? Nu înseamnă că dacă e PSD-ist, automat trebuie să tragem cu mitraliera în el. Nu, e foarte bine. Atitudinea pe care ea vorbește să desfințeze de baroni, să desfințeze pe comuniști, să se termine toată cu asta, să ducă cu votul prin corespondență, să dea un pic de aer acestui partid, ok, dar pe de altă parte nici nu putem să ne punem întrebarea legitimă, bă, tată, va putea să o ducă el așa în continuare? Nici el nu este de nivelul ăsta și cu atât mai puțin oamenii care îl înconjoară. Cât va ține în PSD acest aer nou, acest suflu tonic, da? Venit pentru o lume de un alt nivel. A văzut și Liviu Dragnea, mă, ca observator, cât trebuie să fii de prost să nu observi. A văzut și el ce ură se adună împotriva acestui partid, câte nedreptăți, câte fără de lege au comis de-a lungul timpului. Era mizerabil să vii ca șef, totuși, de generație mai nouă, el are jumătate din vârsta lui Ion Iliescu, practic. Da? Să vii acum și să conduci în continuare tot așa, că în primul rând nu te mai lasă Europa să o faci. Da? Deci că vine cu o deschidere, măcar declarativ, era firesc. Sigur, o salutăm, că deocamdată altceva nu putea să facă. Ne-am dorit ca PSD-ul să se transforme și să devină într-adevăr un partid frecventabil. Dar poate să facă Liviu Dragnea lucrul ăsta atât timp cât nu-i stă în caracter și când n-a făcut-o niciodată în viața lui până acum. El până acum susținea lăturile din Partidul Social Democrat. Da, analfabeții din Partidul Social Democrat, care avea această etichetă, iertați-ne, de partid al analfabeților. Nici într-un caz al docților sau al oamenilor trecuți cât de cât prin cultură. Niciodată. Deci să vedem. În orice caz, reproșurile lui Iliescu în această situație seamănă cu reproșurile pe care le face în fiecare zi pe rețelele de socializare celălalt fost președinte activ al României, Traian Băsescu, în diferite ipostaze. Adică niciunul n-a reușit cât timp era mandat să facă ce scrie acum pe Facebook. Foarte interesant. Da? Bun. Am primit aici lista cu cei care s-au ales în PSD. Evident că ne interesează că ăștia sunt oamenii care îl vor însoți pe Liviu Dragnea în noua era. Președinte executiv Valeriu Zgonea. Aleși vicepreședinți. Andrei Dolineaschi, Victor Negrescu, Georgian Pop, Ioan Vulpescu, ăsta cred că e omul meu, Nicolae Bănicioiu, Mihai Tudose, Viorel Ștefan, Gheorghe Simon, Petru Gabriel Vlase și Mihai Chirica, ăsta de la Iași. Au pierdut Mihai Fifor, liderul senatorilor PSD, Mihai Sturzu, ăsta cu declarațiile controversate, Adrian Dobre, Constantin Niță și Cătălin Rădulescu. În fine, am înțeles că Niță pierde totalmente trenul, iese pe din afară. În fine, femei alese vicepreședinți. Gabriela Firea, evident, senatoare, purtător de cuvânt al PSD. Caterina Andronescu, senatoare, vicepreședinte PSD. Lia Olguța Vasilescu, nici nu ne așteptam să fie altfel, că și lui Liviu Dragnea, ca și lui Victor Ponta, îi plac femeile, primar Craiova. Și, în fine, Doina Pană, iată, care totuși rămâne, ca de Gabriela Crețu. Pentru că Aurelia Fedor, ca spuneam și noi, n-are nicio șansă, mai ales că erau doar 4 locuri și 6 candidate. Deci s-au ales Firea, Andronescu, Vasilescu și Pană, au pierdut Fedor ca și Gabriela Crețu, senatoare. Da, asta este, cam așa arată lista. Dar ne interesează și pe noi să avem în cine da, în continuare, la prima abatere, oameni de genul Bănicioiu, foarte prost pregătit, lui
Cati Andronescu, foarte prost pregătită. Da? Deci, că rămân dinozauri dintre ăștia peltici din vechea generație, ne încântă pe undeva, întrucât ăștia sunt carne de tun. Lia Olguța Vasilescu, o catastrofă. Da? Firea, da, bun, ea e, cum să spun, are o răutate din asta, dar nu e o fată proastă. Adică, sigur, îi se poate imputa Gabrielei Firea faptul că l-a distrus pe Victor Ponta, că o campanie electorală în mare măsură a fost orchestrată de ea la prezidențiale. Bun, are și momente plăcute Gabriela Firea, dar nu trebuie să urcăm pe piedestal, că vor înțelege telespectatorii că noi nu suntem fanii ei. Dar are și câteva calități, adică îi merge gura. Gabriela Firea era firesc să ajungă până la urmă în politică, după cariera pe care a făcut-o în televiziune. Deci genul ăsta de oameni cât de cât cunoscuți, da, care au un discurs la care mai trage omul cu urechea, sunt mai interesanți decât o Fedorca sau o Crețu sau nu știu ce, care în momentul de față nu mai reprezentau mare lucru. Deci e bine să fie și ăștia, că încoată să taxăm acolo unde se merită. Bun, o altă reacție aiurea în tramvai, și bineînțeles nu puteam să trecem fără să n-o comentăm un pic, vine de la președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, căci mai există Marian Oprișan, care a declarat că socialdemocrații nu trebuie să-și ceară scuze pentru piața universității. Mișcările de stradă trebuie să înceteze după alegerile din mai 90, iar forțele de ordine au procedat corect, pentru că la violență se răspunde cu violență. Adică unde greșește Marian Oprișan lamentabil, eu dacă aș fi Liviu Dragnea acum și aș fi atât de cinstit cum pretinde Liviu Dragnea și atât de liber, l-aș da afară definitiv pe Marian Oprișan, pentru că ce spune Oprișan este aproape o declarație pro-genocid. Păi îi reamintesc că nu forțele de ordine, ci minerii s-au opus atunci răzmerițelor care într-adevăr se multiplicau în anii 90 sau la începutul 1990 chiar. Nu forțele de ordine. Că n-au intervenit jandarmii trimiși de stat, da, sau de președinție sau de guvern. Au venit minerii care n-au nicio legitimitate. E ca și cum aș duce eu acum cu 10 intelectuali, corsicani de preferință, și l-aș mătrăși pur și simplu, l-aș călca în picioare pe Marian Oprișan. Deci ne-am duce după el acasă, l-am scoate cu corsicanii din casă, i-am dat foc la casă și l-am face praf și pulbere. Bucățele, uite așa. Nu-i corect. Pentru că noi nu reprezentăm organele statului. Deci asta nu este o represiune normală. A, dacă statul ar trimite pe cineva să se ducă să-l aresteze, da? Să ducă să-l, după aia l-ar condamna și așa mai departe, și ăsta ar ajunge la pușcărie și acolo ar fi chipurile, între ghilimele, zic, tortura psihic, cum e domnul Oprescu, nu? În pușcărie, da, s-ar putea spune, bă, asta e, își merită statul, da? Țara. Într-adevăr a intervenit peste el. Dar nu-ți faci dreptate în modul ăsta. Deci ăia au chemat, exact cum vă spun eu, chem niște corsicani să-mi facă dreptate la Palatul Victoria. Să-i dea basca jos din cap lui Victor Ponta. Păi nu e normal. Asta este o țară care nu are nicio legătură cu Uniunea Europeană sau cu drepturile omului sau cu statul de drept, cum se spune la noi. Și asta este o revanșă de Maidan. Ce au făcut minerii atunci în România este de Benin. Da? De Togo. Dacă Marian Oprișan atâta minte are încât să vină și să mai adauge gaz pe foc la tot ce s-a întâmplat atunci, o mârlănie fără de seamă, pentru care n-a plătit nimeni în această țară. Morți, răniți, oameni umiliți pe viață, oameni batjocoriți. Da? Centrul capitalei României devastat de niște vandali de 2 lei. Da? De niște vandali de 2 lei. În acele condiții este inacceptabil, bă. Cum să vină niște muncitori, niște sudori, să dea jos turnul Eiffel? Sau Place de la Concord, răzbunându-se că ăla e negru, ăla are barbă, aia e cu ochelari, aia are curul prea nu știu cum. Deci așa s-a întâmplat atunci. Și toți martorii oculari, unii îmi povestesc și acum. Bă, au sărit după mine că m-au văzut că aveam un ziar sau că aveam o carte în mână. Au dat să treacă peste mine, peste stradă ca să mă atace și între timp l-au văzut pe altul că avea barba mai mare. Păi și ce au făcut? L-au omorât în bătaie pe ăla. Deci așa s-a întâmplat în România lui Ion Iliescu. Pentru asta n-a plătit nimeni. Vine Marian Oprișan! Vine Marian Oprișan! Doamnelor și domnilor, să ne spună că la violență se răspunde cu violență. Ție ți-ar conveni, mă, să vin cu 3 malabari peste tine? Să zbor ochelarii aia din cap
Să te fac harcea, parcea, bucățele? Ți-ar conveni, mă, o chestie de genul ăsta? Cum te-ai simțit tu? Că la violență, nu. Eu la prostie, hai că nu la violență. Eu sunt intelectual. Da? Și vin cu trei intelectuali, mă. Da? Și îți dau un cap în gură ție. Păi ție-ți convine ca la prostie să-ți răspund tot cu prostie? Eu nu mă duc acolo să-ți recit din Rilke, mă. Eu îți dau un cap în gură. Da? Ție-ți convine chestia asta? Ei, asta spune Marianu Prișan. Că la violență, ce violență, mă? Oamenii erau nemulțumiți că îl vedeau pe Ion Iliescu. Aveau dreptul să mai facă o revoluție sau n-aveau? Aveau, da? De ce să n-aibă dreptul? Făceau ce vroiau oamenii. A, dacă venea statul, cum se întâmplă în toate țările civilizate, îi pleznea gaze lacrimogene, îi aduna, veneau ea cu scuturile, se băteau cu ei, da? Veneau mașinile de pompieri, poliția, da? Jandarmii, îi ridicau, îi duceau, îi țineau câteva zile arestați, după aia îi liberau, nu știu ce, le deschideau procese, se vedea ce s-a întâmplat, era cu tot o altă treabă. Ce să facă derbedeii ăia veniți cu sapa la București? Ce să facă aia? Aia e atitudine de stat european? Deci Liviu Dragnea ne ridică în picioare să condamnăm comunismul și vine, mă, Marian Oprișan cu patru clase să ne spună el că, vedeți totuși cam unde merge PSD-ul? E greu, bă, să tragă toți boii în aceeași direcție. De-aia spuneam mai devreme. E mult până departe, fraților. Așa cu condamnări. Dă-l afară, domnul Dragnea, pe ăsta. Și atunci, într-adevăr, o să te aplaudăm. Un astfel de gest, dacă tot ați schimbat foaia și ați intrat în altă eră, dă-l, domnule, afară pe ăsta. Să vedem că ăsta e un baron, da? Puteți fără baron în PSD, dați-l afară, domnule, vă spun public. Până nu-l dați afară pe Marian Oprișan în fiecare zi, o să vă reamintesc asta. Da? Dați-l afară pe nenorocitul ăsta din Partidul Social Democrat să se ducă în altă parte, că face el politică undeva. Da? Nu scăpăm de el. Bun, avem niște cărți de prezentat, dar ce parfum! Michel Zevaco. Ai. Fausta, Pardalian, alea erau, bă, fraților. Le ții minte și acum, cu cotorul ăla așa, cum mirosea el, de ăla de librărie, de aia veche. Astea, din păcate, sunt cam noi. În fine, epopeea dragostei, totuși, tot Michel Zevaco. Pardalian și cu Fausta. Ăla se citeau în clasa 7-a, 8-a, chiar a 9-a și te prindea cu ele profesorul de matematică, ți le confisca. Dar reușe 11 lei făcea aia cu Pardalian. Ți-mi minte și acum. În vechi bani. Nu, că asta avem aici prețul, stați un pic. Sunt 89 de lei astea, 5 volume. Cavalerii Pardalian, volumele 1-5. Probabil că or fi aceleași. Da, mă, uite, Fausta. Tot astea sunt. Numai că într-o nouă prezentare, ei sunt Cavalerii Pardalian. Uite aici, bă, fraților. Așa e. Sunt aceleași cărți până la urmă. Na, că nu-i rău. După trimiterea mesajului, textul litera, adică scris cu majuscula 1800, veți fi contactat de operator. Am zis că ăștia acum bat și duminica la ușă. E normal să fie așa. Poșta se diversifică. Dacă nu la noi, atunci măcar în alte țări. Publicitate și revenim. Ne-am întors, președintele Traian Băsescu, pe Facebook, foarte activ în ultima perioadă, dar și surprinzător, mare diferență între finalul său de mandat și ceea ce scrie pe Facebook. Nu fi el, fie o pagină falsă de Facebook. În orice caz, președintele îndeamnă pe premierul Victor Ponta și pe decorativul Klaus Iohannis să nu primească niciun migrant, niciun refugiat. Vorbește în continuare despre problemele țării, dar nu despre relația dintre Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Junior, nu asta îl preocupă pe Traian Băsescu, ci problemele țării. Domnule Iohannis, domnule Ponta, vă cer public să anunțați că România nu primește niciun refugiat, niciun migrant. Asta dacă aveți o minimă demnitate și respect pentru interesele României. Interesant. Oricum ai noștri, prin intermediul vicepremierului Gabriel Oprea, să trăiți, domn general, având mandat pentru primirea doar 1785 de refugiați, dintre care 1705 au fost deja conveniți prin primul mecanism de relocare a refugiaților adoptat în luna iulie, după cum știți, la Consiliul Jai, au fost acolo, au aprobat acest lucru, deci să nu mai primim, domn președinte, nici pe ăștia 1705, nici pe ăștia 1785, vor veni 6000. Ce facem? Deci, atenție, o minimă demnitate dacă ai, în calitate de premier sau de președinte, nu mai iei niciun refugiat.
Ce s-o fi supărat așa Traian Băsescu? Astea sunt probleme pe care el le înțelegea un pic altfel în perioada mandatului său. Nu cred că e de bine ca imaginea țării. Pe Traian Băsescu, într-adevăr, vorba francezilor, ça lui touche un couille sans lui en balancer l'autre. E greu de tradus și nici nu sună foarte bine și nu e moral așa sau pedant să vorbim despre asta, adică ei se cam fâlfâie în românește, ca să fim diplomați. Ideea este că nu dă bine pentru țara, adică ea vor spune, bă, ăsta a fost președinte, păi ce declarații făcea el pe final în ultimul lui an de mandat și uite acum cum se comportă. E clar că asta aduce o umbră și asupra celor care sunt în funcție în momentul de față. Și ăia sunt văzuți proști. Păi dacă tot așa o să facă și ăștia... Și clar că declarațiile lui nu trec neobservate, Băsescu știe asta, și nu fac bine țării, pentru că tot instituțional trebuie condusă România. Ăștia care sunt la putere în momentul de față și care țin destinele țării în mâini, cum ar fi, de exemplu, Klaus Iohannis, pe ce își poate permite omul ăsta? A făcut deja gafa când a venit și a spus că numai atâtea locuri avem, de parcă vorbea de cușete într-un tren. Că noi suntem obișnuiți cu asta, nu mai sunt locuri. Da? Și ce trebuia să-ți dăm, băi, Iohannis, o șpagă ca să vii și să spui că poți primi 6.000? Asta vroiai. Să vină unul să-ți dea o șpagă? Tu ai venit dintr-o dată și ne-ai spus că nu mai sunt. Cum dracu să nu mai fie, mă? Noi am pierdut 6 milioane de locuitori din epoca Ceaușescu și până acum nu putem să primim 6.000. E o declarație nu de greșită diplomatic, ci de neam prost, mă. De neam prost. Da? Deci pe mine mă umilește o declarație a unei stârpituri politice, da, cum este Klaus Iohannis în momentul ăsta, da, mă umilește pe mine ca cetățean onorabil, responsabil al României, da, care pe mine mă interesează situația Europei, a României și așa mai departe, să vină un neavenit și să-mi spună numele meu așa o tâmpenie. Și asta nu poți să faci. De altfel, nici Traian Băsescu n-a făcut niciodată. Niciodată. Gafe politice de tipul ăsta cât era președinte. El nu făcea așa ceva. El nu venea să spună seara la 6:30, noi nu primim pe nimeni, la revedere, niciodată. După ce nici despre justiție nu declara ce declara acum. E după ce s-a terminat mandatul, a croit-o pe un alt drum. În fine, rămâne de comentat, asta nu vom termina niciodată de elucidat aceste situații. Se pregătește Sorin Oprescu să mai facă o plângere din arest, că și așa mâine-i luni și începe o nouă săptămână să putem să vorbim despre el. Este nemulțumit de condițiile de detenție. Sigur, aici îl va ajuta și Elena Udrea imediat. În plus, avocații săi susțin că edilul suspendat este torturat psihic și că ultima dată după ce l-au adus de la spital l-au lăsat 24 de ore izolat, da? Nu l-a supravegheat nici măcar medicul de la arest în acea perioadă, așa cum spune regulamentul. El, găsindu-se într-o situație de depresie cruntă, bănuim, da, aproape vecină cu colapsul. Uite, bă, ne gândim așa, sigur, acum neoficial, deschid o paranteză neoficial, bă, tată, există, bă, și oameni serioși în țara asta. Iată că unii îl detestă într-adevăr din toți rărunchii pe Sorin Oprescu. Bă, nu-i cunosc pe aia. Nu știu dacă s-a întâmplat așa. Nu știu dacă au făcut-o întâmplător sau nu. Bă, felicitări, mă. Felicitări. Așa trebuie să te comporți cu un om care, într-adevăr, și-a bătut joc de tine. Te-a umilit. Sorin Oprescu ne-a umilit pe toți, în calitate de cetățeni cu buletin de București. Nu trebuie să-i răspundem prin violență. Bineînțeles, trebuie să-i spargem capul. Dar trebuie să-l umilim. Deci, dacă s-a întâmplat întâmplător sau i-a făcut-o cineva, zi, lasă-l dracului, că mai poate să stea 24 de ore fără asistență medicală, bă, asta și merita Sorin Oprescu. Nu mai stăm noi. Permiteți-mi să am viziunea asta. Dacă nu-mi permiteți, nu-mi permiteți. Atunci mi-o permit eu. Permiteți-mi să am totuși această viziune și să vă spun că Sorin Oprescu nu este cel mai mare nevinovat al societății. O judeca justiția, bă, ca să-mi facă dreptate, mie n-am nevoie de justiție. Mie, dacă justiția îl condamnă la 2 ani de închisoare cu executare, nu mi-a făcut dreptate justiția, că justiția nu-mi dă înapoi anii în care m-a umilit Sorin Oprescu. Așa că permiteți-mi să spun că este mai vinovat decât atât. Da? Și cu asta basta. Sorin Oprescu își merită soarta cu vârf și îndesat. Nu o să avem noi norocul, poate pe lumea cealaltă, dar nu în justiția de pe pământ. Să ne punem noi speranța că, într-adevăr, îi va da lui Sorin Oprescu ceea ce merita el.
Așa că încă o dată spun, închid acum paranteza neoficială, da? Deci, într-adevăr, îi felicit pe cei care l-au lăsat acolo să se perpelească un pic în arest. Domnilor, în China au început să se fabrice iconițe cu Arsenie Boca. E, nu-i semn rău, aș zice, mai ales că iată vizitele amănunțite, da? Una după alta pe care oficialii noștri l-au făcut în Republica Populară Chineză, ajung până la urmă, iată, la maturitate și până la urmă duc la niște rezultate. O fabrică din China a ajuns până la urmă să reproducă în iconițe chipul celui supranumit Sfântul Ardealului. Unele dintre tablourile realizate în provincia chineză Zhejiang sunt vândute în preajma mănăstirilor ca obiecte sfințite. Orașul în care sunt fabricate, Caihua, este înfrățit cu municipiul Hunedoara. E de aici și până la a se propaga și în supermarketuri, a se vinde oriunde, la stadion, în autobuze, în metrou, iconițe de astea pe care, sigur, la un moment întors, să vezi ce e pe spate, poate îl vezi pe Dumnezeu. Da? Scrie Made in China. Nu te simți bine, mă? Evident. Noi care avem toate lucrurile de pe noi făcute în China, de la chiloți și până la cureaua de ceas, de ce să nu-l avem și pe Arsenie Boca? Era și timpul, mă. La comercializarea asta a lucrurilor, așa zis, sfinte, nu-i serios, dar nu mai are niciun tâlc. Astăzi să se scoată bani, să scoată biserica, o să revenim când o să aflăm. Câte sute de milioane a făcut biserica vânzând iconițele mele din China cu Boca. Bun, o situație incredibilă în presa din România și cu asta încheiem. Cei trei jurnaliști, că ăștia erau toți, de la atac de Buzău, au fost reținuți pentru șantaj în urma unui flagrant. Unul dintre jurnaliști ar fi fost prins în flagrant în timp ce primea suma de 500 de lei. Chiar și pe Andrei Bădin l-ar face invidios o asemenea sumă. Printre martorii audiați s-ar afla cel puțin 6 primari din județul Buzău. În timp ce unul dintre jurnaliștii reținuți de faimosul Doru Iuga, fostul director de la OTV. O să revenim cu informații că avem o săptămână lungă în față. De mâine seară.